Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă emisiune Wow Zodiac, gazda dumneavoastră, ca de fiecare dată, Ana Maria Ticea. Astăzi m-am gândit la un subiect foarte interesant și am și un invitat pe măsură. Este o prietenă, în primul rând, și apoi un invitat. Este vorba despre Nicoleta Ghiriș, care îi spun bine a venit alături de noi. Avem un subiect foarte interesant, Nicoleta, astăzi, care ni l-ai adus să ni-l prezinți și celor de acasă. Este vorba despre cum ne impactează pe fiecare vibrația casei, acolo unde locuim, fiindcă este foarte important să ne simțim bine fiecare acasă. Și gândim că aceste energii ale locului, amprenta casei și chiar și energia celor care locuiesc acolo, pentru fiecare înseamnă ceva. Astăzi, Nicoleta ne va descifra această energie și ne va spune ce este benefic pentru fiecare și cum să ne raportăm la acest lucru. Așa este. Să începem cu începutul. Ce înseamnă această vibrație a casei? Cum o putem calcula? Vibrația casei, în primul rând, primim un număr al casei noastre. Da? Unii au, nu știu, 90, primisem o întrebare din culise. Alții au, nu știu, 23. Ce trebuie să facem? Trebuie să adunăm. Și adunăm 2 plus 3 și avem o vibrație 5 acolo a casei, da? Și absolut așa facem cu toate numerele. E posibil să avem 3 numere la casă, nu este nicio problemă. Adunăm efectiv toate cifrele respective, o să rezulte un număr, apoi îl vom reduce la o anumită, la un singur, da? La un singur număr, la o singură cifră. Ne interesează să ajungă în sfera, deci de la 1 la 9, însă este extrem de important să luăm în considerare dacă o să avem, după ce reducem, dacă o să avem numărul 11 sau avem numărul 11 la casă sau 22 sau 33, acolo vom discuta pe parcurs, sunt niște numere maestre în numerologie și atunci este extrem de important să știm că au o anumită vibrație, da? Deci nu le mai reducem, să spunem 1 plus 1 egal 2, da? Ca să ne dăm seama. Foarte interesant, foarte interesant și de fiecare dată foarte multă lume este foarte curioasă și întreabă cum ar trebui să mă comport sau pentru ce ar fi bun un apartament, spre exemplu, care are numărul 1 sau dacă locuim într-un apartament care are locul numărul 2. Okay. Contează foarte mult și cifra de destin a celor care locuiesc în acea casă? Exact. Cifra noastră vibrațională, se spune cifră de destin sau vibrația importantă a noastră într-o viață, e adevărat, este extrem de importantă și pe aceea o obținem, probabil am putea să le spunem celor care ne văd, ar trebui să le obținem tot așa adunând fiecare cifră, da, din data nașterii. Să spunem 12-a 3-a 1977, da? Deci 2 cu 3 cu 1 cu 2 cu 3, 1 cu 9 cu 7 cu 7, da? La sfârșit o să ne dea un număr și acel număr îl reducem, respectând, cum am spus, 11, 22 și 33, pe acelea nu le mai reducem. Și așa ne putem să da seama despre vibrația noastră. Există, bineînțeles, diferite vibrații în casă, pentru că locuim cu soțul, cu copiii, da? Și atunci este bine să, iarăși, să le adunăm pe toate, plus vibrația casei, pe care am spus cum o obținem, și vom avea iarăși un număr pe care îl reducem. Și apoi, cu acest număr, da, putem să spunem că noi vibrăm în casa respectivă, ținând cont de acel număr. Să știi că au fost, uite, chiar anul trecut, o vecină a mea îmi spunea, uite, am numărul acesta la casă pe care l-avea și la mine în casă tot timpul este cooperativa munca în zadar, știi cum se spune. Deci niciodată nu este ordine, tot timpul, da, ne chinuim, muncim și nu știu și nu facem nimic acolo. Și am adunat efectiv, da, toate numerele exact cum v-am spus. Mi-a rezultat o cifră și am sfătuit-o să pună pe partea de interior a ușii, bineînțeles, ca să nu îi derutăm pe cei care vin de la Cargus, de la, da, de la o anumită firmă, să ne caute și să-i schimbăm vibrația prin acest număr pe care noi îl adăugăm acolo pe ușă. Și să știi că am reușit, da? Deci am adăugat un număr, bineînțeles, a preferat, i-am spus, ce ai vrea să vi se întâmple în casa respectivă? Păi uite, vrem să obținem mai multă ordine, vrem să obținem, da? Și atunci am transferat energia către o nouă energie acolo.
Și sunt oameni care, nu, în jurul meu, sfătuiți de mine, fac așa ceva. Așa ceva. Deci pentru cei care doresc o consultanță o pot contacta pe doamna Nicoleta Ghiriș pe paginile ei de socializare și în continuare să dăm și un exemplu practic. Deci dacă stă un cuplu într-o casă, spre exemplu la o casă cu numărul 4, dau un exemplu, iar cuplul 1, deci dânsul are numărul de destin 8, iar dânsa are numărul de destin 8, cele două numere se adună, 8 cu 8, 16, 1 cu 6, 7, iar acest număr obținut 7 se adună cu numărul de la casă 4, 11. Ce ar însemna acest număr 11 ca și vibrație? Este un număr vibrațional. Am scris un articol la mine pe pagină, pe pagina mea, nicoletaghiriș.ro, pe zona de numerologie, despre aceste numere. Ce ar trebui să știm noi despre ele? Există vibrații joase ale numelelor și vibrații înalte. Și bineînțeles că suntem sfătuiți să mergem către vibrația noastră mai înaltă. Am extras acest articol pe care eu l-am scris acum multă vreme și vreau să vă citesc puțin din ce am regăsit așa de-a lungul carierei mele. Acolo trebuie să înțelegem că cei care vor sta în casă, nativi respectivi, vor să fie tot timpul în căutarea, adică ar trebui să fie tot timpul în căutarea unui echilibru între bine și rău, să fie generoși mai ales. De ce? Pentru că această vibrație 11, numărul acesta maestru, vine cu o încărcătură energetică extraordinar de mare. Și atunci, acolo, dacă oamenii respectivi nu fac bine celorlalți, nu reușesc să descarce această energie, iar acea casă va deveni din ce în ce, îi va întrista foarte mult. Acei oameni se vor simți apăsați, energetic, da, triști și poate, uite, nu vor ști de unde, cum și ce fel, da, ar trebui să, na, preia problemă. Însă și mereu am spus că există numerologic calea grea și calea ușoară pe care trebuie să o urmăm. Adică calea grea este bine să o urmăm, iar cea ușoară să nu ne atingem de ea. Însă o să observăm când o să analizăm numerele că e posibil ca unii dintre noi să tindă către calea ușoară, pentru că este foarte facil, da? Însă, până la urmă, experiențele pe care noi trebuie să le acumulăm aici nu trebuie să fie tot timpul extrem de ușoare, ci ar trebui să depășim anumite obstacole ca să obținem energetic, da, o creștere a noastră, o evoluție. Calea ușoară a acestui număr s-ar putea să îi facă pe nativ să aibă sentimentul de inutilitate acolo, să aibă regrete, da? Să simtă că irosesc, da? Viața lor și pot să îi arunce în zona asta de depresie și suferință interioară. Să fie foarte atenți în oamenii care stau în case de genul ăsta, este posibil să viseze, să aibă mereu vise premonitorii. Și atunci să se încreadă foarte mult în ceea ce primesc. Calea de indicat, da? Calea grea, este cea în care ei, cum am spus, trebuie să fie generoși, da? Utilizând și forța lor fizică și psihică, da? Pentru a se a dispune în slujba binelui, neapărat. Foarte interesant și vrem să le recomandăm și celor de acasă că ne pot adresa întrebări, ne pot scrie despre aceste cifre, cifra casei, deci numărul casei și cifra destinului, ce cifră de destin are fiecare membru din familie și atunci putem să calculăm acea vibrație energetică într-un fel sau altul a tuturor elementelor care compun și care tuturor persoanelor care stau în acea casă. Iar noi acum, pentru început, vom lua fiecare cifră și o vom analiza într-un mod în care să vedem ce plusuri și minusuri avem, dar ne vom raporta mai mult la numărul casei. Pentru numărul casei 1. Pentru numărul casei 1. O să explic exact cum am făcut și acum, și calea grea și pe cea ușoară, da? Și am să spun clar, calea grea este cea indicată și cea ușoară cea de evitat acolo. Dacă numărul complet, da, ajunge să fie 1, reprezentativ al casei, acolo o să avem foarte mare ambiție. O să fim extrem de puternici, activi. Ce presupune calea, da, de indicat și ar trebui să urmăm? Presupune ambiție și impulsivitate controlate. Presupune o activitate fără epuizare acolo. Manifestarea puterii neîngrădind pe ceilalți din jur, da? Deci putem să ne îngrădim chiar între noi, acolo, în familie.
Calea cea ușoară ne poate, bineînțeles, găsi a fi tirani, a fi nemiloși, încăpățânați, egoiști, da? Critici, excesiv. Cariera o să primeze acolo și o să primească un punct important în familia respectivă, însă alegerea aceasta carieră o să fie în detrimentul celorlalte planuri și a familiei. Și atunci o să ne întrebăm de ce suferim în acea familie. Exact pentru că nu ținem cont de energia de acolo. Numărul 2. Da? Cei care trăiesc în case care au această vibrație sunt oameni pașnici, pasivi, cu înclinații artistice, se pot gândi mai mult decât acționează, da? Colaborează bine, nu sunt foarte inventivi, da? Adică nu ies din zona de confort foarte ușor, au intuiție foarte mare, sociabil și adaptabil. Calea grea clar o să întrunească aceste diplomația, iar și este bine să se acționeze mai mult, da? Neașteptând să avem încredere mai mare în forțele noastre, neașteptând aprobarea celelalte persoane din casă mereu. Iar cei care adoptă calea ușoară o să vadă că acolo pot să devină schimbători, tot așa hipersensibili, bănuitori, indeciși. Da? Deci este bine să crească vibrația acelei case, urmând calea, da? Cum am zis, de indicat. Numărul 3. Acolo multă energie, iarăși talent, amabilitate, creativitate în acea casă. Știi cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, da? Deci aceste atribute clar se găsesc energetic acolo, da? Trebuie să le și captăm. În zona respectivă clar vor fi oameni dornici de a deține controlul. Calea grea ar trebui să-și folosească cei care trăiesc acolo energia și controlul în realizarea țelurilor, iar calea ușoară ar trebui, nu ar trebui să fie cea de urmat, este, sunt nativii care au o mare doză de superficialitate și o manifestă prin neatenție la lumea exterioară. Sunt foarte interesați despre ei și viața lor. Da? Numărul 4. Nativii cu și nativii cu acest număr, dar și casa, că am spus casa care are această vibrație, acolo putem deveni stabili, practici, eficienți și cu o enormă rezistență. Numărul 4, dacă luăm mereu în considerare că o latură, da? Deci ne gândim la un pătrat, da? O latură o vede mereu pe cealaltă, ne aruncă astfel, fără să vrem, în sfera rebeliunii și a nonconformismului. De ce? Pentru că mereu vom opune rezistență și vom avea un punct de vedere opus, da? Celuilalt din casă, și ne putem simți deseori izolați, având prieteni puțini. Calea de urmat aici necesită muncă în a fi practic, în a fi de folos și a investi energie în a menține durabilitatea lucrurilor și relațiilor acolo. Iar calea ușoară, încăpățânare, inflexibilitate, avariție și plictiseală. Da? Deci pentru cei care locuiesc într-o casă cu numărul 4, probabil că acolo tot timpul aveți ceva de muncit, tot timpul aveți ceva de făcut, tot timpul casa vă cere să fiți pentru Doamne o gospodină, iar exact. Pentru Domn tot timpul să reparați ceva. Asta e clar. Important este să nu ne certăm cu celălalt de lângă exact. Noi, da? În momentul în care reparăm. Numărul 5. Numărul 5 în numerologie al casei ne aduce către zona de impulsivitate. O să vrem să ne ducem la mai multe petreceri sau să dăm mai multe petreceri în acea casă. O să fim, s-ar putea să fim foarte rapizi în gândire acolo, repeziți, da, chiar. O să facem foarte multe tranzacții în acea casă și există o teamă de eșec și la un moment dat putem bate în retragere într-o casă de genul acesta. Calea de urmat este cea în care noi aducem schimbarea în bine, în orice domeniu, în orice relație, absolut în orice avem noi de realizat în viață. Iar calea de evitat este cea în care sensibilitatea excesivă
aduce probleme nervoase, impulsivitate, irresponsabilitate, deci nu e de urmat. Adică facem petreceri, dar nu facem numai petreceri în acea casă, da? Deci cinciul e ca la hotel, dacă vrei să vii și să pleci. Este ca la hotel, da. Și pentru cei care sunt burlaci, recomandăm numărul 5. Da, dar da, să, sunt burlaci, dar să nu se împrăștie foarte mult, da? Numărul 6. Numărul 6 aduce cu sine iubirea familială, fidelitatea, seriozitatea, devenim acolo romantici, o să facem persoane iubite o grămadă de surprize, devotați în dragoste și avem o mare iubire pentru frumos acolo. S-ar putea casa să fie, bineînțeles, este numărul 6, este asociat în astrologie planetei Venus, deci e o casă venusiană, adică o să ne placă și noi să ne aranjăm în acea casă și să aranjăm casa într-un anumit fel. Calea dificilă și de urmat ar trebui să fie cea în care armonizăm totul în jur, chiar și, uite, coloristic, chiar și, da, noi acolo, ca relații, și să ne adaptăm cu ușurință oamenilor și situațiilor. Iar calea de evitat ar fi cea în care să fim mereu încăpățânați și să fim puși pe cleveteală, da, pe bârfe. Deci de evitat, de a ne, cum să zic, de a ne băga undeva nasul în treburile altora din familie, da? Adică dacă respectiva persoană sau din familia noastră nu vrea să vorbească o anumită problemă sau situație, nu trebuie neapărat să, totuși, să insistăm acolo, da? S-ar putea cu numărul 6 să facem așa ceva. Da, să fim intoleranți. Da, și să vă mai spun un secret pe care mie Nicoleta mi l-a mărturisit înainte de emisiune. Deci pentru cei care aveți un anumit număr, dar în secret tânjiți după o altă vibrație a cifrei casei, vă duceți și cumpărați un alt număr adunat care să vă dea vibrația care vă interesează pe dumneavoastră. 6 este ideală pentru cei care vor să-și întemeieze o familie, vor romantism, vor surprize, vor și bani, vor de toate. Deci este pe lux și opulență această cifră și vibrație. Dar trebuie să menționăm că abia după 6 luni de zile acel apartament va căpăta acea vibrație pe care vă doriți dumneavoastră. Deci avem soluții. Numărul 7. Casele care au această vibrație sunt casele în care oamenii devin înclinați spre spiritualitate, spre filozofie. Chestiunile legate de material s-ar putea să nu intereseze foarte tare. Începe să aibă puteri paranormale, să viseze lucruri care se petrec, să, nu știu, să li se întâmple lucruri paranormale. O mare intuitivitate acolo căpătăm. Esențială ar fi să ne îndrepte către înțelepciune, spre o înțelegere mistică a lucrurilor și oamenilor. Iar calea de evitat ar fi cea în care noi suntem introvertiți, rezervați, cinici, sarcastici, da? Și triști, iarăși. Da? E o vibrație care ne poate izola foarte tare. Adică o casă cu vibrația 7 s-ar putea să nu aibă atât de multe petreceri, da? Exact cum au celelalte. Da, și de menționat că într-o casă cu numărul 7, întotdeauna, dacă sunt mai multe camere în acel apartament, fiecare membru al familiei va sta în camera lui, deci nu prea va fi nicio socializare. Dar dacă vreți socializare, mai puneți un 1 pe interiorul casei și trecem la cifra 8. Trecem la cifra 8, da. Cifra 8. Reprezintă dublul lui 4, da? Și atunci preia și contradicțiile și răzvrătirile despre care discutam acolo, putând fi asociat câteodată cu succesul în societate, trăiri intense interioare putem avea acolo, s-ar putea să fim neînțeleși față de cei din jur, multă inteligență, încredere, energie, ambiție. Calea de urmat ne îndeamnă către organizarea lucrurilor, relațiilor, implicându-ne în mod eficient acolo și să fim foarte corecți în a ne manifesta puterea, da? Fără intrigi la tot pasul. Iar situațiile evite în care va trebui să ajutăm pe ceilalți, dezinteresat, atenție, vor contribui la aceste alegeri pe care noi le facem în acea casă. Și calea de evitat este cea în care putem trăda o atitudine rece,
dominare, da? Dorința de putere, adică domin soția, îmi domin soțul, ceva de genul, lipsă de scrupule sau materialism excesiv acolo, pentru că cifra 8, într-adevăr, poate să aducă bani, da? Însă, atenție ce facem cu banii. Știți despre zeciuiala aceea din bătrâni, 10%. Este foarte adevărată. Deci în momentul în care noi cu această vibrație aducem cât mai mulți bani în familie, atunci ar trebui să dăm și la ceilalți, respectiv dezinteresat. Cum spunea cineva, dau, uite, bonei, deci acolo este un interes. Bona respectivă are grijă de copilul meu, da? Deci nu este acolo dezinteresat. Deci efectiv dezinteresat. Nu ne mai întâlnim cu acea persoană, am donat, am dat, da? Și nu ne dă absolut nimic în schimb. Numărul 9, da? Casele care au această vibrație ar trebui să fie, uite, case în care se întâmplă, uite, ca într-un ONG, da? Lucruri iarăși pline de compasiune, în care trebuie să dovedim a fi buni, a da celorlalți. Calea de evitat este cea în care noi putem să fim certăreți acolo, materialiști, egoiști, posesivi, iar calea de urmat ar trebui să ne ghideze către o dezvoltare a noastră prin calități de curaj și iubire față de cei din jur. Și am ajuns și la numerele maestre despre care discutam. Da. Nu, înainte să le mai spunem celor de acasă că cifra 9, așa cum spune și numele 9, înnoire, vine de la cuvântul annoi, deci din 9 luni într-o casă cu cifra 9, tot timpul trebuie să vă înnoiți, să cumpărați ceva nou sau sunt foarte multe situații când cei care au cifra 9 de foarte multe ori ori schimbă casa, ori schimbă, ori renovează, deci apar tot felul de schimbări din 9 luni. Da, mergem mai departe. Numerele maestre. Numărul 11, cum am spus, deci nu-l mai reducem. Aici, cum am explicat, este foarte bine să ne încredem în toate visele pe care noi le primim, pentru că sunt extrem de importante, să fim intuitivi, da? Să lăsăm informația să curgă către noi. Ar trebui să fim în căutarea unui echilibru între bine și rău. E bine să ne împărtășim viziunile pe care le avem acolo, adică dacă ni se transmite o informație despre altcineva din familie, să-i spunem acelei persoane ce am simțit, ce am văzut, ce am visat. Iar calea de evitat este cea în care ne aruncă spre o suferință interioară, izolare, cum ți-am spus, este o energie extrem de puternică pe numerele maestre și atunci mare, mare atenție, pentru că majoritatea celor pe care i-am întâlnit cu numere maestre sunt oameni care spun că ușor se întristează și ușor devin mai triști. Noi vedem partea bună a lucrurilor, așa cum și doamna Felicia Pleșa ne scrie și ne spune că dânsa are 38, deci aveți un număr maestru, 3 cu 8, 11. Eu zic că acolo unde este 11 este nevoie și de credință și de îngera și, nu? Poate să-și cumpere și anumiți îngerași care să-i pună în casă, fiindcă 11 este și un număr... Numărul 11 este numărul conștiinței mistice, exact. Deci are legătură cu spiritualitatea. Cu spiritualitatea, da. Numărul 22... este un număr al constructorului învățător. Deci acolo este clar că există o forță de organizare, competență. Calea de urmat acolo ne spune să construim un viitor pe baze reale și concrete. Vom avea acolo spirit de echipă, vom învăța cum să conviețuim pe baze solide. Deci ca și un învățător, da? Iar calea de evitat, cea care duce către egocentrism, deci este vorba doar despre mine, da? Și nu despre altcineva din casă, și zona de materialism, cum am zis, excesiv, regrete, urmează tristețe, da? Deci nu este bine să ne lansăm în această energie, bineînțeles, joasă. Pentru că vibrațional, cum am spus, deci calea asta de urmat este cea care ridică vibrația casei, da? Și cea pe care trebuie să o urmăm. Iar numărul 33 ne vorbește despre iubire necondiționată și manifestarea ei. Acolo, casele respective ar trebui să fie ca un fel de sanctuar, de exemplu, în care noi ar trebui să avem grijă foarte tare tot așa de cei din jurul nostru.
Altfel ajungem să fim frustrați și nesiguri, ar trebui să tot așa să facem donații, ar trebui să ne interesăm de cei din jur, deci este o energie care ne aduce către confortul familiei. Este clar că este bine să ținem cont și s-ar putea să ne sacrificăm mult pentru ceilalți acolo, în această energie. Foarte, foarte interesant. Eu vreau să vă comunic, oricum, numerologic eu menționez, este o energie zilnică pe care o expun pe Instagram astrolog Nicoleta Ghiriș, și acolo zilnic pot accesa oamenii această energie a zilei. Da, este foarte, foarte interesant. Doamna Marcela Bănuță ne spune 1956, 3-a, 2-a sau 2-a, 3-a. Probabil că vreți să vă calculăm ce rată de destin, dar să ne mai scrieți odată datele, doamna Marcela Bănuță. Doamna Alexandra Luminița Brașoveanu, numărul 7, dacă putem să mai spunem ceva în plus. La numărul 7 este clar că oamenii respectivi care trăiesc în acea casă sunt oameni care au, cum am zis, legătură cu mare cu intuitivitatea și este foarte posibil să cei sfătuiesc pe acești oameni să devină înțelepți. Deci asta este marea cheie a acelei case, da? Deci înțelepciunea lucrurilor și a oamenilor. Adică nu trebuie neapărat să considerăm că totul este alb sau negru, ci că este și gri, da? Deci trebuie să analizăm puțin lucrurile acolo, oricare ar fi ele în casă, da? Depinde de situație. Mai avem o întrebare de la Piroșca Stoica, 23-11-1970. Probabil că ne întreabă cifra destinului. Deci 23-11-1970. 24, cred că, dacă nu mă înșel. 6. E o cifră 6. Deci, doamna cifra destinului, Piroșca, nu? Aveți cifra destinului 6. Da. Și despre să nu fi greșit matematic, mă refer, dar 6 este. O rog pe doamna să-și calculeze și dumneavoastră, da? Să adune absolut toate cifrele. Da, și puteți să ne dați și data dumneavoastră pentru cei care o știți de naștere, ca să vă putem calcula și cifra destinului. Iar cifra destinului, da, care o obțineți și care vă spunem aici, se adună cu cifra de la casă, deci numărul de la ușă, da, de la casă. Și vom ști ce trebuie să facem acolo. Și vom ști ce trebuie să facem acolo, în acea casă. Cei care vor să vadă mai multe informații, ar fi bine să citească articolul pe care eu l-am scris pe pagina mea, pe nicoletaghiriș.ro, pentru că acolo, da, pot în liniște să-și calculeze și să observe care sunt sfaturile pentru ce fac ei vibrațional în casa respectivă, dar să vedem și întreaga vibrație a casei, pentru că sunt mai mulți locuitori acolo, da? Doamna Felicia Pleșa spune că este născută pe 13.08.2007. Deci Da. Doamna Felicia, aveți cifra de destin 3. Doamna Marcela Bănuță este, deci, 3-a, 2-a, 1956. O să am mare argumente dacă mai sunt așa, dacă ar putea să-mi dea cineva un pic sau o chestie de genul ăsta ca să pot să-mi rămână, să nu le ratez în minte cifrele. Da. Să pot să le calculez mai deci rapid. 3-a, 2-a, 1956. Ok, mulțumesc. Deci 3-a, 2-a, 1956. Ok. Ok, cifra de destin 8 îmi apare aici. Deci, doamna Marcela Bănuță, aveți cifra de destin 8. 8. Și casa spune că are 172 la număr. Ok. Deci ar fi un 1. Ar fi un 1, doamna. Deci 9. Deci ar trebui acolo să. Deci aveți vibrația în acea casă 9. 9. O vibrație și de finalizare a lucrurilor, da? Deci doamna reușește de-a lungul vieții să finalizeze anumite lucruri, etape, să fie atentă și la relații, da? Se pot finaliza, deci să fie atentă la energie, adică o sfătuiesc
din tot ce am menționat, da, la numărul 9, să meargă către calea de urmat, da, cea în care crește în vibrațional mult, da, spiritual, și să aibă calități înalte acolo, de curaj, iubire, să ajute oamenii, da, pentru că așa va crește în vibrație și nu o va ataca energetic această vibrație, da. Mai departe, Andreea Borlea, născută pe 20.10.1998. Ok. Și numărul la casă este 90. Ok. Deci 3, vibrațional 3. Doamna, din câte văd aici în harta numerologică, dă mai mult decât primește, da? Trebuie să fie atent acolo la echilibru. Iar cu casa, acolo este, n-ar trebui să se împrăștie foarte tare în activitățile zilnice. Poate vrea să facă una, alta, vrea să facă foarte multe și nu reușește să le termine, da? Deci doza aceea de superficialitate, nu neapărat că draga de ea nu-și dorește să, da, finalizeze acolo, doar că făcând foarte multe și nu având nici orele, nici timp la dispoziție, s-ar putea să se trezească în, da, a manifesta oarecare neatenție față de anumite lucruri importante. Da, ne vroiam să vă mai le spunem celor de acasă acele cifre maestre 11, 22 și 33. Sunt legate de ce semne? Ați amintit mai devreme niște semne zodiacale sau anumite planete sau Față de planete, asociate cu planetele sunt, da, până la numărul 9. Mai departe nu le mai asociem. Deci nu planetele le mai asociem. Decât până la numărul 9. Pot să vă zic că da, toate, hai să le spunem unde, și celor de acasă, exact, asociate. Deci începem cu cifra 1 ca numărul să vă dați seama 1, și da, ce ce este, da, astrologică, astrologic, da, care este corespondența, vibrația. Da, vibrația. Numărul 1, asociat în astrologie soarelui, da? Da. Numărul 2 este asociat în astrologie lunii. Da. Numărul 3 este asociat planetei Jupiter. Numărul 4, planetei Uranus. Numărul 5, planetei Mercur. Numărul 6, planetei Venus, cum am specificat. Numărul 7, planetei Neptun. Numărul 8, planetei Saturn, iar numărul 9, planetei Marte. Așa. Alexandra Ciugulea, 17.11.2001, născută. Deci 17.11.2001. Da, apartament numărul 22. Ok. Acolo... apartamentul, da, va avea o vibrație, adică trebuie să-l considerăm pentru că nu l-aș reduce, da, va trebui să fie atentă la atributele pe care eu le-am menționat la numărul mistic 22, da, el vine cu o energie de număr maestru, acest apartament, va și învăța foarte multe lucruri în viața asta acolo și din experiențele pe care o să le aibă de viață. Însă, într-adevăr, carieristic, da? Poate să dezvolte o carieră acolo, poate să și primească mai mulți bănuți, dar în momentul în care a ajuns cumva vibrațional mai înalt, da? ca și energie, da? Persoana respectivă. Deci dacă s-a cuplat la energia aceasta de a învăța lucrurile cum trebuie, da? De a fi foarte atentă la tot ce primește de la ceilalți. Poate învață anumiți oameni acolo, poate este casa în care trăiește cu părinții, nu știu, da? Trebuie să fie foarte, foarte atentă, să crească în vibrația respectivă și apoi ea, într-adevăr, se duce către succes și către bogăție. Este adevărat că și în aceste case care au amprentă 4... acolo nu prea ai timp să te odihnești, acolo tot timpul muncești, tot timpul înveți, tot timpul lucrezi, tot timpul se strică ceva. Adică și 22, dacă ar fi să adunăm cifrele, poate fi corelat cu un 4 și atunci în acel apartament trebuie să aveți grijă, că ba cade clanța, ba vă inundă vecinul, deci trebuie să aveți grijă la toate aceste energii subtile, nu, Nicoleta? Da, doar că, cum am menționat, undeva unde vibrația este mult mai înaltă, adică clar acolo este un număr maestru, da? Nu l-aș mai reduce undeva la 4, ci mai degrabă, adică s-ar putea ca mai degrabă
dumneei cu vibrația 4 să robotească tot timpul în acea casă, da? Dar vibrația acelei case este una în care ea ar trebui să influențeze pe ceilalți în bine, da? În care ea o să urmărească un scop și cred că acela va fi cariera ei, da? Deci clar trebuie să aibă spirit de echipă, deci clar trebuie să ne uităm, da, la vibrația. Este un antreprenor, da, cu 22, exact. Un constructor, okay. Un antreprenor, poate să ajungă să organizeze ceva, să chiar să construiască. Exact. Ana Matei este născută pe 26-11-1988. Ok. Și casa 46 ca vibrație. Da, e un 9 acolo vibrațional, una ei, iar casa 46. Da, împreună acolo ajunge, da, vibrația ajunge să fie cea în care îi aduce putere, ambiție, da, o să facă lucruri noi tot timpul. O să fie ambițioasă acolo, da, dar cum am zis, mare, mare atenție să nu îi îngrădească pe ceilalți din jur, adică în planurile pe care și le face în acea casă, să fie atentă și la cei din jur. Adică să aibă timp, carieră, dar să aibă timp și pentru cei din casă. Da, așa este. Mai avem tot așa, deci 23, așa. 05-1985, vibrația casei 34. Ok, deci este un număr maestru, doamna sau da, doamna? 33, da? Și doamna trebuie, are o energie interioară extraordinar de mare, da? Să fie atentă să facă mult bine în viața asta celor din jur. Așa o să poată să treacă mai repede peste tot ce, da, vicisitudinile vieții. Și vibrația casei este 7. Deci iarăși un număr, după cum am observat, mistic, da? Deci aduce spre Neptun, cum am zis, spre planeta Neptun. Deci doamna, sunt convinsă că are ori premoniții, ori, da, poate să ne spună, ori sunt sigură că are intuitivitate mare, primește anumite mesaje, să fie atentă, da? Sunt oameni care primesc mesaje, dar să știi că nu sunt atenți la ele, da? Se vede, se vede în hărțile astrologice sau numerologice că ei nu sunt atenți. Da, să fie foarte, foarte atentă la mesaje din casa respectivă. O să mai îți ridic o mingea la fileu cu o întrebare. Sunt foarte mulți oameni care spun, eu am vibrația casei 13. Oare îmi poartă ghinion? Nu, nu. Mie îmi poartă chiar, cum să zic, chiar noroc numărul 13, da? Deci nu are absolut nicio legătură. Eu nu consider. Toată lumea a zis, deci 13 și marți, atenție, da? Deci da. Era, da, ziua de marți. Pentru că ziua de marți este reprezentativă lui Marte, da? Și atunci, normal că lumea se gândește că atunci poate să existe, da, cel micu malefic, da. Marte, care ne încurcă planurile atunci, da? Însă, consider că ar trebui să ne orientăm foarte mult pe gândirea pozitivă. Mai țin minte că noi am discutat odată într-o emisiune, poate o să mai facem o emisiune pe zona asta de gândire, cum ar trebui să gândim, și în momentul în care avem gândurile negative, să începem să gândim pozitiv, corect, da? Atenție, să folosim mantre specifice ca să ne ajute foarte tare să ne aducă vibrații pozitive. Într-una din emisiunile putem să-i trimitem la emisiunea ta, în care, nu mai țin minte ce am discutat noi atunci, cred că despre, au fost predicțiile pe nou an, da? Acesta și pot să vadă emisiunea respectivă în care noi am discutat despre vibrații și cum ar trebui să ne creștem vibrația prin gânduri. Deci vibrația 13 ce ar trebui să însemne pentru cei care sunt interesați? Este, eu clar o consider numărul 4, da? Deci este o vibrație care ne aduce la muncă, muncă și iar muncă, da. Deci cei care nu muncesc într-o casă care are amprenta, da, aceasta, nu cred că nu 13, muncesc. Vor fi dați afară din casă. Nu că... Probabil că doar avea cu ce să plătească. Nu, dacă... Deci nu cred că nu muncim într-o casă cu 13, sincer. Deci oricât am vrea noi acolo să nu muncim, deci tot vorba ta, se tot strică ceva, știi?
Da, dumneavoastră vă invit să stați aproape, fiindcă imediat ne vedem în continuare cu Q&A cu mine, întrebări și răspunsuri, chiar și zodiacul săptămânii viitoare pentru cei interesați. Este o săptămână foarte interesantă, nu prea avem aspecte, așteptăm luna iulie cu aspecte mai multe, dar ne permitem și această odihnă bine meritată. Mulțumesc pentru prezență, Nicoleta, te așteptăm și altă dată și celor de acasă le dau întâlnire în câteva minute. Vă pup!